Bine v-am regăsit, dragii prieteni, iată, am deosebită onoare să fac prefață și să vorbesc despre o mare doamnă a muzicii lăutărești din România. Cornelia Catanga, despre dânsa este vorba, este o cântăreață de muzică lăutărească din țara noastră. Cornelia Catanga s-a născut în anul 1958 în satul Zeletin, județul Buzău, și este nepoata violonistei Maricica Catanga. În 1964, Cornelia începe să cânte la acordeon, iar în 1966, pentru prima dată pe scenă, la balul comunei Valea Plopului, județul Prahova. Din 1967, solista întreține atmosfera evenimentelor speciale la care este invitată, precum nunți, botezuri și petreceri. Catanga face primul pas spre celebritate în anul 1969, după ce participă la o preselecție la Casa de Creație din Buzău. Aici este descoperită de Doina Badea, cu care colaborează un an ca solist instrumentist la acordeon în cadrul formației acesteia de turneu. În 1971 cântă prima dată alături de Toni Iordache, iar în perioada 72-78 începe să cânte la nunți alături de Nicolae Florian și Marin Năsturică. În 1979, Cornelia Catanga cântă pentru scurt timp alături de Romica Puceanu, iar în 1985 are primul spectacol la Sala Polivalentă, spectacol de comedie cu momente muzicale alături de Stella Popescu și Alexandru Arșinel. Din 1986 încep turneile în străinătate, în special Israel, dar și Berlin, iar primul LP îl lansează în 1989, acompaniată de orchestra lui Ion Onoriu. După 1995 înregistrează colaborări cu Sphinx Experience, Nicu Constantin și Loredana Dana Groza, dar continuând colaborările cu Nicolae Nițescu, Florica Roșioru, etc. Cornelia Catanga a fost întotdeauna o solistă inspirată. A știut, alături de muzica lăutărească, să cânte și muzică populară, dar și muzică ușoară. Această atitudine liberă i-a servit la intrarea mult mai devreme pe toate scenele muzicale românești, perioadele împreună cu Doina Badea și Gigi Marga, dar și respectul unor oameni ca Nicușor Turcitu și Vasile Pandelescu. Cornelia Catanga are o aptitudine specifică a vocii, dar și o serie de modulații spontane ce o fac recognoscibilă, influența Romicăi Puceanu fiind însă evidentă. Iată și discografia doamnei Cornelia Catanga, De ce măi năicuță în 2005, Ce frumoasă este viața în 2006 și Best of Cornelia Catanga în 2009. Doamnelor și domnilor, vă invităm să o ascultăm pe doamna Cornelia Catanga, care a acordat un interviu postului nostru de radio colegii mele, Angela Bojiu, de la Radio Suflet Drag Alba. Audiție cât mai plăcută! Doamnelor și domnilor, în această seară am plăcerea și onoarea să o am invitat în studioul Radio Suflet Drag pe distinsa doamnă a muzicii lăutărești, Cornelia Catanga. Bună seara, stimată doamnă, și bine ați venit alături de mine și ascultătorii mei în emisiunea Suflet Drag Ești Tu. Bună seara, doamnă, și telespectatorilor dumneavoastră, telespectatorilor, cei poate văd, poate... Facem un spectacol și poate ne vor și vedea. Așa. Vreau să vă spun bună seara dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Este o emisiune pe care mie îmi place, mi este foarte dragă, parcă a fost pe sufletul meu de i-a spus aceste emisiuni, emisiune sufletul, suflet drag. Sunt onorată și... Noi suntem onorați. Noi suntem onorați, doamna Cornelia. Și mă bucur foarte, foarte, foarte mult că am luat acest interviu. Doamna Cornelia, ce vă spune numele de Toni Iordache? Ar fi fost multe, multe de povestit... doamna Angela. Nu mai spuneți doamna Angela, Angela sunt pentru dumneavoastră. Scuzați-mă, dar nu pot să vorbesc. Ba da, ba da, trebuie să-mi spuneți Angela, nu doamna. Toni Iordache pentru mine a fost și va rămâne sufletul meu pentru tot restul vieții mele, vorbim din punct de vedere ca artist, ca muzician, ca virgulă caracter, ca tot ce vrei.
la vârsta de 13 ani, Toni Iordache m-a adus pe mine de la Buzău, unde am stat în casă împreună cu domnia sa, cu doamna și cu soția, cu doamna Paula Iordache și cu băiețelul, cu Leonard Iordache. M-au adus împreună cu mama mea, pentru că eu nu plecam singură, nică plecam decât cu mămica. Și am venit la București, am început să cântăm. Vă dați dumneavoastră seama ce emoții am putut să am eu să cânt. Bineînțeles că mi se plătea banii cum erau atunci, pe vremea aia. Da, da, da. Dar mie îmi dădea bani. Eu refuzam să iau bani, eram în stare. Eram în stare, cum să vă spun, să dau eu de la mine ca să pot să fiu sub aripa maestrului. Da. Și păcat că am pierdut, eu cred că un al doilea Toni Iordache nu se va mai naște niciodată. Cu siguranță așa este, cu siguranță așa este. Da. Doamna, Dumnezeu să-l odihnească și să-i fie rana ușoară, pentru că cum să vă spun, ea ridicat foarte, 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 foarte mulți artiști din ziua de astăzi. Așa este, așa este, da. Nu întâmplător v-am pus această întrebare, pentru că știam. Dar am vrut să, ca și ascultătorii noștri la radio, să știe și ei despre acest mare om, Toni Iordache. Că poate unii dintre ei știu, poate alții nu știu. Angelica, iartă-mă, vreau să-ți spun o singură chestie. Deci era trupa în felul următor. La țambal era Toni Iordache, la vioară era Gică Urziceanu, fratele marei noastre cântărețe Aura Urziceanu, era Nicolae Florian la acordeon sau Nicușor Turcitu, Fane Negrilă la contrabas. Nu se cânta atunci, pe vremea aia, cum se cântă cu electronice, cu de-astea, cu... Da, da. Ce să mai... Zdrângăneli. Spre... Așa, ca o chestie, vreau să vă spun, s-a întrerupt curentul la o nuntă. Eram la nuntă și tocmai s-a întrerupt curentul. Noi am început să cântăm în continuare, habar n-aveam, noi am lăsat stația de amplificare, dar asta și cântam și toată lumea s-a strâns în jurul nostru cu lumânări, cu astea, cu ce era, și am mai venit curentul după vreo 2 ore. Iar noi o oră și jumătate am cântat. S-a auzit mai bine, fără stație așa de amplificare, este. Fără nimic, la rece. Așa se cânta odată și asta este muzica adevărată, muzica live. Da. Toni Iordache a văzut un copil cu minte în mine și un copil cu minte, în primul rând, și seriozitate și absolut tot. Vă dați seama cine nu putea să... Cine n-ar vrea să fie lângă Toni Iordache. Așa este, așa este. Păi v-a văzut că sunteți talentată. Spre bucuria mea, spre din fericire, vedeți dumneavoastră, vis-a-vis de alți sau alte cântărețe, eu mai am aveam ceva în plus și am ceva în plus. Cu siguranță. Ca fi artistă, eu cânt, am cântat și cânt în continuare și cu un instrument, la acordeon. Și asta l-a fascinat foarte, foarte, foarte mult pe marele maestru Toni Iordache. Toni Iordache. Da, da. 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 Stimată doamnă Cornelia, care moment din carieră v-a dat cele mai mari emoții? A fost un moment așa mai dificil? Mai...
doamna, aveam doar 11 ani și era un concurs de preselecție la Casa de Cultură din Buzău, țin minte și acum, unde erau numai muzicieni în comisie. Și mi-era o teamă, o frică teribilă, nu știu cum să vă spun. Da, da, da. Poftiți? Da, da. Așa era pe atunci, deci în comisiile astea nu intra oricine și nici nu trecea oricine așa ușor cum se trece astăzi. Da, da, da. Și era Dumnezeu să o odihnească pe marea doamna noastră, pe care era întâmplător, fără să știu că este acolo, că dacă știam că este în comisie, nici nu cred că mă duceam. Dumnezeu să odihnească doamna Doina Badea. Da, da. Da seama ce nume. Da. Și m-a văzut doamna Doina Badea, deci n-am cântat vocal. Am cântat instrumental. Cu orchestra Casei de Cultură, pe atunci era domnul mai era Vișan, dirijor, nu știu dacă mai trăiește, Dumnezeu să țină sănătos dacă mai trăiește, dacă nu se fie țărna ușoară. Eu cred că cele mai mari emoții posibile atunci am simțit că îmi tremurau picioarele și simțeam că nu mai am aer. Deci atâta lume și atâta public, atâta lume a putut să fie acolo. Eu am cântat două piese. Am cântat una mai așa, mai de ascultare, așa, iar una am cântat un brâu pe șapte, nu mai știu ce înseamnă mulți dintre ai noștri ascultători, un brâu pe șapte pe care i-am efectiv au rămas mulți. Toată comisia zice, vreau să ne mai cânti. Toată lumea cânta două piese, dacă se cânta două piese, dacă nu de la prima piesă. Da, da, da. Da, mulțumim frumos, vă mulțumim frumos, vă mai așteptam și altă dată. M-au ținut atunci 25 de minute în program, să zic, să vă spun așa. Doina Badea a venit la mine, Dumnezeu să o odihnească, și mi-a spus, zice, vreau să rămâi puțin cu noi după ce se termină concursul de preselecție. Și parcă o văd, Doamne, 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 ce oameni am avut, Doamne, ce muzicieni s-au pierdut, ce mănâncă pământul și au rămas acum toate, ce să mai zic, că nu mai vine să mă împrănunț. Așa este, din păcate, așa este, aveți dreptate. Și să vedeți câtă bunătate a putut să aibă doamna Doina Badea, doamnă, poate vorbesc prea mult să-mi spuneți că ba nu, ba nu, chiar vă rog. Nu știu cât aveți spațiu de emisie și de asta. N-are nicio importanță. Ideea este în felul următor. M-au oprit din seara aceea, m-au cazat la hotel cu maică mea. Zice, nu, gata, intrăm, zice, direct cu Cornelia Catanga, intrăm direct, au venit, mă rog, s-a făcut un spectacol la Buzău pe stadion și, mă rog, eram copil, doamnă, ce să vă spun, 11 ani, vă dați seama, am colaborat cam, să zic așa, cam o lună și jumătate, că mai eram și cu școala, eram la școală, eram, știți cum da, eram da, da. Perioada aia. Eram și mică, acordeonul era mai mare decât mine, ce să mai zic. Dar doamna Doina Badea, primul meu costum popular pe care l-am avut a fost confecționat de dânsa. Nu aveam. Cât de frumos. Și-a tăiat un fular.
în care a cusut niște motive naționale pe el. Nu erau atunci pe vremea aia aparate de fotografiat și de asta, știți dumneavoastră? Da. Bine, păcat, foarte mare păcat. Și s-a dus, mi-a cumpărat din banii dânsei niște pânză, așa zice, să-mi facă poale, știți? La costum. Da, mi-a făcut un fel de rochiță, cu mânecă cu tot, cu motivele alea naționale, ce a pusut pe ele, ce a lipit pe ea, ce a pus pe ea, pentru că eram mică și nu puteam. Și pe vremea lui Ceaușescu nu aveam voie să apărem în altceva îmbrăcați, chiar dacă eram și cea mai tare din partare, cum se spune, da. Da, și așa am continuat spectacol în fiecare zi, adică o lună și jumătate, să zic, la două zile, unul, având chiar și două spectacole într-o zi. Atât de rușine îmi era de dânsa și de ceilalți care erau acolo, că erau numai muzicanți. Da, nume sunt. Așa, că la un moment dat a început să facă niște glume care nu m-am gândit niciodată să aud. Era o femeie deosebită, un caracter deosebit. Nu ca și parvenitele astea de cântărețe sau cu scuzele de rigoare poate sunt, dar sunt foarte nemulțumită de ceea ce se întâmplă astăzi, doamnă. Nimeni nu este mulțumit, să știți. Nu, doamnă, nu sunt eu una din partea mea, eu aș vrea să dispară posturile astea de televiziune care dau aceleași subiecte la același oră, la ce învățăm lumea, doamnă. Așa este. Și onoare unor posturi de radio care dau muzică bună, care mai ascultăm. Vă rog să mă credeți că eu sunt cu aparatul de radio lângă mine la notieră, unde mi-ascult muzică, îmi pun eu muzică, mi-ascult după la 1-2 noaptea, mi-ascult muzică, pentru că mai bine mă uit, mă ascult la radio decât să mă uit la televizor să văd. Așa, dar este. Bravo țiganilor noștri, le-au mâncat banii la televiziuni, asta puteți să o luați ca și un subiect de presă, au mâncat banii televiziunilor, de aproape i-au lăsat sărați, în ordinea sutelor. Păi nu, ei sunt vinovați, doamna Cornelia, cine invită și promovează și pe lângă asta le mai dă și bani. Și atunci? Doamnă, degeaba mai promovează, dar le place, eu nu știu, trusurile astea de televiziune cum suportă când atâta lume suferă, n-au oamenii ce să mănânce, sunt pensionari, sunt oameni care n-au unde să stea, sunt, nu știu ce să vă spun. Muzica este ceva de cine nu... Te înnobilează muzica, o muzică bună, o muzică de calitate, te înnobilează. Da, știți ce am spus? Omul care nu iubește florile și care nu iubește muzica, e un om, nu știu cum să vă spun, nu știu cum să mai exprim, să vă spun. Acum știți cum e că, da, iubim muzica, dar acum depinde și ce muzică iubim, știți? Și ce ne transmite acea muzică, ce simțim când auzim acea muzică, ce trăim prin muzica respectivă. Doamna Angela, vreau să vă spun că eu la începuturile mele, când am început să cânt, de la 6 ani, eu cântam muzică ușoară. La vârsta de 9 ani, erau pe vremea aceea patefoane, ceea ce copiii noștri numai nu știu ce înseamnă alea. Da. Avea un vecin și ascultam foarte mult pe Romica Capucean. Eu, neavând tată de la vârsta de 9 luni,
părinții mei fiind despărțiți. Cum să vă spun, m-am regăsit foarte, 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 foarte mult în, în melodiile doamnei Romica Puceanu, care mi-a rămas... Foarte mult se regăsesc în muzica dânsei. Da. Și nu numai a doamnei Romica Puceanu, și doamna Gabi Luncă, care o salut pe această cale, care încă trăiește, da, și s-o țină Dumnezeu sănătoasă. Dar din nefericire nu mai cântă muzica noastră. Da, 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 da. Da. Dânsa cântă muzică religioasă, exact, chiar a fost, exact. Da, da. Eu cu Romica Puceanu am avut o colaborare foarte lungă, să nu vă mai spun că, apropo de Toni Iordache, am cântat 15 ani de zile, zi de zi, pentru că nunțile se făceau în funcție de cum eram noi liberi. Astăzi eram la Cluj și mâine eram la Brăila. Vă dați dumneavoastră seama? Și atât de haios, și atât de dulce, și atât de... Nici nu știai pe unde, doar veneam, ne schimbam, asta și pleca. Era o plăcere deosebită. Erau alte timpuri, alți oameni, nu era atâta stres cum este acum? Ba... Stres totuși era, știți, dar parcă nu ca acum, doamnă, nu acum. Asta e. Cum a fost acum. Iar eu regăsindu-mă, ascultând foarte mult la patefon, era la un vecin care mă duceam și mă rugam să-mi pună tăcile alea sau magnetofon sau cum erau atunci pe vremea aia. Da, discuri, plăci, așa le ziceam, plăci. Of, doamne, nu vreau să mai aduc aminte, doamnă. M-am regăsit, ce greu e fără tată, ce nu știu ce, deci m-am regăsit în acele melodii ale doamnei Romica Puceanu. Și mi-am schimbat automat, am trecut cu atâta ușurință de la o extremă la cealaltă. Și de la vârsta de 13 ani, eu am început să cânt numai și numai muzică lăutărească, compusă și ca linie melodică și ca linie și ca text, vreau să vă spun. Dar cântându-le în genul meu, în stilul meu, luând și foarte multe melodii ale doamnei Romica Puceanu, care a fost prima doamnă care m-a dus pe mine de nu știam ce înseamnă pedicură și manicură. La vârsta de 13 ani m-a luat cu ea cu dânsa de mână și m-a dus, hai cu mine să ne facem pedicura și manicura, ei nici nu știam ce înseamnă asta. Și m-am dus cu domnia sa, Dumnezeu să o odihnească, m-a dus la pedicură, la manicură, la... acolo, zice, suntem artiste. Ea se bucura foarte mult pentru că noi făceam repetiție, eu cu acordeonul și cu dânsa, făceam repetiție undeva, nu știu, stătea la un nepot al dânsei, pentru că nu avea casă. Doamna Romica Puceanu a avut casă târziu, înainte să moară, cu vreo 5 sau 6 ani înainte. Și a spus, zice, ascultă ce spune Romica, și mă pupa pe frunte. Tu să nu te apuci să cânti altceva. Tu ai acordeonul în brațe. Eu sunt obligată să depind de alții să mă acompanieze să cânt. Tu vei fi cea mai mare lăutăriță din România. Pentru că tu ai un instrument în mână și știi să rămâni foarte bine și știi să-ți alegi tonalitățile în care mulți și multe din artiști și artistele noastre nu știu să facă, doamnă, să facă diferența între minor și major. Da. Și sunt mari cântărețe.
Da, da. Eu l-am încercat, ascultați-mă ce vă spun, am cântat cu ele pe post de instrumentistă, la anunți, la petreceri, la toate astea. Deci îmi dau seama din prima, nu știu cum să vă spun, da, da, da. Fără să am școală, n-am făcut decât 8 clase, nu sunt o intelectuală, nu sunt o femeie care am făcut carte multă sau ceva, dar mi-a plăcut să învăț, întotdeauna mi-am ales oamenii de la care pot învăța și înveți, toată viața înveți și mori tot neînvățat. Așa este, așa este. Eu, părerea mea. Așa este, aveți dreptate. Da. Doamna Cornelia Catanga, aveți o melodie de suflet? Și dacă aveți, care este aceea? Doamna, să cânt abstracție de melodiile care sunt făcute de mine, și o mare parte din muzica mea, mămica mea, Dumnezeu să o odihnească, pe care cânta și pe ea o chema Catanga, iar eu i-am preluat numele mamei mele. M-ați înțeles? Da, da, da. Și pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră, mama mea a murit la vârsta de 51 de ani. Dumnezeu să o odihnească. Da, deci eram terminată, vreau să vă spun. M-am întors pe 16 ianuarie 91 din Israel și pe 24 noiembrie mi-a murit mama. Și a fost un moment cel mai trist din viața mea, să-ți pierzi cel mai drag om pe pământ. Dar nu era bolnavă, n-a zăcut, nu nimic, nu absolut. Deci de la 69 de kilograme care aveam pe timpul ăla, în 10 zile am rămas la 44 de kilograme, brusc, dintr-o dată. Pentru că mă așteptam să fie paralizată, una paralizată, să eu știu, să fie ceva, o altceva, să pot să am grijă de ea, dar nu la moarte mă gândeam. Și eram cu valiza plină de bani și de aur și de tot și m-am dus la domnii doctor de acolo, de la spital, nici nu vreau să-i pronunț numele, că nici nu vreau să mai spun, la spitalul Fundeni. În seara aceea am prins doi oameni, doi doctori extraordinari și am spus, domn doctor, zic, știți, noi ne pregătim pentru nuntă, spuneți-mi, ne așteptăm de nuntă sau ne așteptăm de altceva? În momentul ăla, doamnă Angelica și stimații ascultători, cum mi-a spus, zice, doamna Catanga, știu că este greu să-ți pierzi mama, mai ales mama, în momentul ăla n-am mai judecat, am căzut direct cu capul, direct de gresia aceea care eram căzut în picioare, direct cu capul de gresie. Au venit, mă rog, pe targă, mi-au făcut niște injecții, niște, mă rog, calmante, sigur. Niște calmante, da, sigur că da, mă emoționez când îmi aduc aminte de chestia asta. Și eu am scos o melodie, Lalele, Lalele, e ziua maicuței mele, din melodia Lalele, Lalele, cântată de marele nostru cântăreț Luigi Ionescu sau Nicolae Mițescu, compozitorul fiind Temistocle Popa. Temistocle Popa, i-am cerut maestrului, el era compozitorul acestei piese. Am vrut și i-am dat telefon, ne-am și văzut personal și am cerut voie. I-am povestit așa, i-am spus textul despre ce este vorba, să nu spuneți că, să nu vă imaginați că este felul meu, vorba de melodia Lalele, da, da, Lalele, frumoasele mele, Lalele, nu asta. Este o melodie care am scos-o pe primul meu disc la Electrecord, acela din vinil, așa. Și încă o melodie care este tot de tată, lipsa tatălui,
v-au marcat. Și spune blestemat să fie tata care își părăsește fata. Și ce să vă spun, am scos această melodie la lele, la lele, e ziua măicuței mele, care am să vă trimit să o transmiteți ascultătorilor. Așteptăm cu drag, sigur. Ceea ce se cânta atunci, muzica lăutărească, nu ce... muzica de petrecere e una, muzica lăutărească e altceva. Exact. Muzica de pahar e cu totul altceva. Așa este. Romanța face parte din patrimoniul cult. E... cum să vă spun? Sunt diferențe, e cu totul altceva. Da. Altceva. Iar pe Alexandru l-am născut băiețelul meu, Pădureanu Alexandru, care are 22 de ani, student la Universitatea de Muzică din București. Așa. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne dă pe o parte necazuri și bucurii pe alta. Parte, și ne dă și bucurii. Așa este. În data de 2 iulie 93 l-am născut pe Alexandru. Și asta a recompensat cu absolut tot. Așa este, doamna Cornelia. Am avut noroc de un soț pe care m-a înțeles. Eu sunt o fire puțin mai vulcanică. Eu sunt vulcanică. Vulcanică în sensul bun al cuvântului. Adică eu nu știu să mint. Eu spun lucrurilor pe nume. M-ați înțeles? Da. Și vă spuneam despre melodii. Este una ofice soartă blestemată. Este melodia La Lele, La Lele, e ziua măicuței mele. I-am cerut permisiunea la domnului marelui compozitor Temisocle Popa, dacă îmi dă voie să o pun în varianta lăutărească. Vreau să vă spun că i-a făcut o reală plăcere când a ascultat-o. Da, și mi-a spus da, cu acordul meu. Cu acordul meu, dă-i drumul la piesă. Melodia, după ce am cântat, după ce l-am născut pe Alexandru, mai există o melodie, era pe vremea aia la modă numele de Alexandru, se intitulează La mulți ani, băiatul meu. Altă melodie, Sunt o mamă fericită și o soție iubită. E tot vorba de Alexandru, este din mine piere amar, din mine a pierit amarul, pe lume e Alexandru. Așa, am altă melodie pe care am fost foarte entuziasmată, deci melodia pentru cine am muncit toată viața mea, este melodia Corneliei Catanga, nu a celor care au înregistrat-o. Am înregistrat-o în 85 la Electrecord această melodie, care o cântă marele nostru actor, Dumnezeu să-l odihnească, care a cântat-o domnul Gheorghe Dinică. Așa și este. Multe din piesele mele, m-ați înțeles, da. Care le-a cântat. Da, a cântat, preluându-le, da. Preluându-le o asemenea somnitate, vă dați dumneavoastră seama că a fost o revelație pentru mine. Da, așa asta este. Înseamnă că i-a plăcut. Sigur. Da, și chiar vă spun din melodia pentru cine am muncit, ca să vedeți că mi se potrivesc cuvintele, am muncit în a mea viață și am alergat ca să-i fac un rost, măi Doamne, la al meu băiat. Chiar dacă eu azi muncesc, știu pentru cine trăiesc. Sau dacă astăzi mai trăiesc, știu pentru cine muncesc. De mi-a fost bine sau greu, nu vreau să sufere băiețelul meu. Bine, eu vi le spun așa... Da. Să știți că melodiile astea sunt cunoscute, rulează pe radio, deci cred că nu există om în țara asta care să zică că el n-a auzit aceste melodii. Deci eu așa cred. Da, așa este. Eu poate să nu credeți că vreau să-mi fac o carte de vizită sau să mă... Nu aveți nevoie, ceva. Doamna Cornelia. Asta, dacă vedeți la spectacole că se adună copii, începând de la 3 ani, copiii care vin pe scenă și la nunți și la petreceri,
și cântă melodiile mele. Da, da. Sunt convinsă de asta. Sunt convinsă. Și mai ales că dumneavoastră sunteți o fire așa de deschisă și comunicativă și plăcută și drăguță și n-am cuvinte. Ăsta este adevărul. Și pe lângă asta aveți o voce extraordinară, minunată, încântați, placeți. Deci nu cred că există un om să spună că mie nu-mi place muzica Cornelei Catanga sau că nu-mi place de dânsa. Nu e lumea obligată să mă iubească pe mine toată lumea, că nu există, nu. Să știți că chiar nici nu decât să mă iubească 10.000 de 10.000 să mă asculte 10.000 de ascultători afoni care nu înțeleg ceea ce cânt. Asta e adevărat. Și mesajul acestui cânt, mesajul când mesajele cântecelor mele, mai bine să am 2.000, dar din aia care știu să mă aprecieze. Așa este, aveți dreptate. Așa este. Ce să zică doamna Cornelia? Unde vă putem asculta? Ce proiecte noi aveți? Doamna Angela, vrea să vă spun că deja am înregistrat un disc. Mă chinui de vreo 2 ani, de vreo 3 ani. E un disc cu vreo 28 de piese, foarte, 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 foarte vechi, dar cântate și cum se cânta odată, și în variantă mai modernă, deci un cântec e cântat, să zic, în 3 variante. Cu orchestra Ciocârdia am înregistrat. Și după cum știți că muzica se ia după YouTube. Da, sigur. Da. Nimeni nu mai investește în CD-uri. Dumneavoastră știți foarte bine. Da. Dar ceea ce am făcut eu acum și mă pot lăuda cu o familie frumoasă și cu copilul meu, cu Alexandru și cu soțul meu Pădureanu, noi suntem 3 stiluri total diferite. Alexandru cântă într-o parte, el are voie că el cântă tare, el se duce în camera lui. Iar Pădureanu ascultă muzică tot pe căști și se uite pe net. Iar eu în camera mea cu fel și fel de texte, ce-mi vine în cap, mai iau un vers de acolo, îl dezvolt. De exemplu, m-am inspirat foarte mult și din melodiile de folclor și din romanțe. M-ați înțeles? Da, asta le-a cadrui pătrund în punctul sensibil. Iau două versuri de acolo și de acolo dezvolt eu mai departe cu virgulă cuvintele mele. Da. Cu ceea ce simt eu. Exact ca în muzica de jazz. Cânti tema, iar după aia trebuie să improvizezi. Și nu improvizezi. Că tocmai râdeam, a întrebat un lector pe un copil de-al meu, de la o altă facultate, zice, nu-i așa, Alexandru, că tu faci repetiții la improvizațiile astea care le faci, cum poți să întrebi așa ceva? Nu se poate. Pentru că muzica de jazz nu se poate, nu pot să faci game, că faci niște teme, că faci niște jazz, dar având spate și asta, cânti orice, exact ca muzica lăutărească. Eu în muzica lăutărească am fost foarte apreciată și încă sunt și cred că sunt printre ultimele cântărețe. Dați-mi și mie un exemplu de o artistă, o cântăreață, chiar care nu este care să mă imite pe mine. Păi n-are cum, n-are cum, doamna Cornelia, că fiecare artist are personalitatea lui, originalitatea lui, deci n-ai cum să imiți, deci nu se poate așa ceva. Nu există, atunci ce facem? Ce-am făcut? Nu, eu nu mă laud, doamnă, am o familie frumoasă.
Eu nu mă duc să cânt pe bani mulți, eu mă duc și la ăla sărac, și la ăla bogat, și la ăla, și la ăla, și la ăla, și de-aia Dumnezeu ne ține și ne ajută Dumnezeu. Chiar îmi pare rău că atunci când o să am drum acolo, n-am știut eu, unde sunteți, în Alba, Iulia, nu? În Alba, da, în Alba. În Alba, da. Dacă o să ajung vreodată pe acolo... Chiar vreau să stăm de vorbă față-n față la doamna Cornelia, dacă știți ce plăcere și onoare mi-ați face să vă cunosc și pe dumneavoastră și pe Maestru Pădureanu. Îl ador muzica cântată de Maestru Pădureanu. Deci ce să vă spun, jos pălăria în fața dânsului. Are o voce minunată, o voce extraordinară, e... extraordinar. El pe partea lui. Nu s-a dezis, doamnă Pădureanu, nu s-a dezis niciodată de la muzica pe care a cântat-o. Să știți și dumneavoastră că până în 90 nu se mai știau, se uitase melodiile acestea. Pădureanu al meu a fost cel care a venit cu melodiile care erau de mult uitate. Șlagărele noastre care a reprezentat și reprezintă în continuare România. Așa păi este. Sunt cântăreți care cântă și nu știe cine-i textierul și compozitorul. Așa este, doamna Cornelia, și credeți-mă că nu știu, dar voce ca a maestrului Pădureanu, muzica asta de cafe concert, nu știu cine o mai cântă sau a cântat-o. Nu știu, asta e părerea mea personală. Doamne, deci... vă spun ceva și eu vă spun cu durere în suflet. A murit marea vocea noastră, a murit, dar n-a murit vocea, că trăiește printre noi, marele Nicolae Nicescu. Da, doamne, da, doamna Cornelia. Două vorbe, doamne, nu s-au vorbit despre Nicolae Nicescu. Soțul meu a fost singurul care a apărut la nașul Cristi Brancu și a spus și a cântat o melodie în memoria domniei sale. Și câți nici nu vreau să mai mi-au să mă mai gândesc. Ce să vă spun, la Constantin Drăghici, la fel, care au lăsat o instituție, au lăsat o istorie în spate. Așa este. Așa este. Au lăsat greutăți în spate. Așa este. Doamna Cornelia, da, spune. Da, asta este, ce să facem? Așa este. Doamna Cornelia, unde vă putem asculta? Am câteva spectacole, dar în cea mai mare parte eu o să încep după 10 octombrie la unul din restaurantele noastre aici la București. O să mai ținem legătura că mi este foarte drag postul dumneavoastră de televiziune. Cu mult, mult drag și nouă. Nu întâmplător, cred că i-ați dat numele emisiune Suflet Drag. Așa este, așa este. Din suflet pentru suflete dragi. Așa este, doamnă scumpă. Și vreau să vă spun că o să ținem legătura și o să vă anunț. Dar pentru orientarea dumneavoastră și a telespectatorilor, m-am obișnuit cu telespectatorii, da, ascultătorii da, noștri de radio. Ascultătorii dumneavoastră dragi care îi sărut și să le dea Dumnezeu tot binele din lume, cei care vă ascultă și Doamne să ajută. Le tot binele din lume și tot ce mai bun să fie în casele domniilor lor. Doamne ajută să fie pentru toată lumea, doamna Cornelia. Să aibă încredere că în cât de curând eu voi lansa acest disc și eu și Pădureanu. Da, dacă mi-a spus și maestru, mi-a spus da și eu aștept cu nerăbdare, să știți. O să vă trimitem unele din melodii, dar nu vi le trimit pe cele noi, pentru că trebuie să fac lansarea și trebuie să fie ca o bombă. Sigur. Și chiar atunci o să intervenim, o să ținem legătura și o să vedeți, o să ascultați și dumneavoastră să vă spun două vorbe de acest disc. Am fost foarte bucuroasă, foarte, foarte, foarte bucuroasă că majoritatea
cum să vă spun, descrierilor, macheta sau nu știu cum se numește, am un lapsus acum și nu pot să vă spun. Da. A scris pentru mine Fănu Șneagu. Da, da. Dumnezeu să o odihnească. Și Mihai Ispirescu. Da, da. Iar mi-a fost drag un cântec extraordinar și o să vi-l trimit, soldați. Nicu Constantin și Cornelia Catanga, discuția intitulează Romeo și Julieta. Eu cu marele maestru Nicu Constantin am fost printre primii cântăreți, nu vorbim de Romica Puceanu cu așa, care a cântat cu acel domn Al Capone, cu, știți despre ce vorbesc. Da, 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 știu, știu. Așa, și după Romica Puceanu, eu am fost prima care am cântat aceste melodii, adică niște melodii în duet cu Nicu Constantin. După aceea a apărut alții și alții. Da, 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 da. Pentru că am o vârstă. Poate vă invit cu mare drag, că vreau să fac o, să zic așa, o lansare a discului, dar munca noastră de viață de 45 da, de da, ani. Da, da, ce frumos. Eu, da, și să facem la sala palatului. Extraordinar de frumos. Domnul să vă ajute. Da, să dacă ne ajută Dumnezeu și domnului primar să-i dea Dumnezeu sănătate de acolo, de la dumneavoastră, îi transmit această cale, să facă să facem un concert acolo. Da, ar fi frumos. Ar fi extraordinar de frumos. Poate că nu este iubita muzica mea acolo, dar... Ba da, doamna Cornelia, ba da, este ascultată și muzica dumneavoastră și muzica maestrului Pădureanu, deci nu se pune problema că nu ar fi ascultători care să... Da. Zică că nu vor să meargă în spectacol sau că nu le place sau așa. Nu, bineînțeles, acum sunt atâtea genuri de muzică, fiecare cu preferința lui, cu muzica lui, cu nu știu ce, dar oamenii de calitate, oamenii culți, oamenii care cunosc muzică, ăia niciodată nu pot să spună nu. Ăia din contră își doresc așa ceva. Da, 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 doamnă, da, așa aveți perfectă dreptate, dar fiecare cu genul lui de muzică, da, fiecare da, da, cu... Da, încă mai avem. Spun ceva, soțul meu cântă un gen de muzică, eu cânt alt gen de muzică. Da. De unde vine acest tsunami, așa îi zic eu, da, Dumnezeu v-a cu pus... Cu muzică clasică și muzică de jazz. Da, așa este. Lăsați că sunteți toți trei cu diferite... genuri muzicale și ceea ce faceți este extraordinar, fiecare pe genul lui de muzică. Deci sunteți o comoară. Da, mă știți și mă mândresc, am o familie frumoasă, am un soț minunat, un copil deosebit și eu sunt ținută ca o prințesă sunt și respectată păi de ei. Și meritați. Cum da, să nu fiți? Dar și ei merită. Și ei, bineînțeles, bineînțeles. În primul rând respectul. Dacă știi să respecti, ești respectat la rândul tău. Și așa este într-o familie. Da. Doamna Cornelia, cred că v-am ținut, nu este adevărat aici. Mie mi-a făcut o deosebită plăcere că ați acceptat acest interviu și mă simt onorată și vă aștept cu muzică nouă, cu muzică veche, cu ce vreți dumneavoastră, ce mai am eu pe aici, ce mai îmi trimiteți dumneavoastră, deci chiar vreau să am cât mai multă muzică și cu dumneavoastră și cu maestru Pădureanu, ca să pot să-mi încânt ascultătorii la radio. Să le dea Dumnezeu sănătate ascultătorilor dumneavoastră și să țineți această emisiune, suflet drag,
mult timp. E păcat dacă s-ar pierde acest da, post da, de noi televiziune, suntem de 4 ani de radio, funcționăm. Pentru că sunt foarte puține posturi de radio. Ați văzut în ce de cu dimineața, cu unde da, sunt da, cu glume da, și da, cu da, da. Nu știu mă, câte și mai câte și... De tot. Așa este, doamna, așa este, doamna Cornelia. Doamnelor și domnilor, ați ascultat în premiere și exclusivitate aici la Radio Suflet Drag interviul acordat de distinsa doamnă Cornelia Catanga. Vă mulțumesc încă o dată, distinsă doamnă, vă îmbrățișez cu mult drag și vă invit în continuare să ascultați emisiunea Suflet Drag Ești Tu și ca o surpriză pentru dumneavoastră și pentru ascultători vom audia muzică cu nimeni alta decât Cornelia Catanga. De nu te întâlneam pe tine viața mea, cha-la-la-la-la-la-la. Ce se alegea de mine viața mea, nu era nimic de ea. De nu te întâlneam pe tine viața mea, cha-la-la-la-la-la-la. Ce se alegea de mine viața mea, nu era nimic de ea. Hai, hai, nu mă lăsa, te rog, iubirea mea, tu știi bine ce vreau, na, pupică-ți dau. Hai, hai, nu mă lăsa, te rog, iubirea mea, tu știi bine ce vreau, na, pupică-ți dau. E, ha, 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 ha. Să trăiesc fără tine, oh, șa, 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 șa. Iubești, mă cunoști, știi că și eu țin la tine. N-ai curaj să mă lași să trăiești fără mine, oh, oh, oh. Mă cunoști, mă iubești, știi că și eu țin la tine. Și d-o fi, Doamne, să mor, mă. Am să mor de al tău dor, draga mea. De focul buzelor tale, care mi-aduc alinare. Hai, boche! Cu nevasta că i-a mâncat viața, că sunt un vagabond ce umblu peste tot, dar fără ea eu nu mai pot. Cer cu nevasta că i-a mâncat viața, că sunt un vagabond ce umblu peste tot, dar fără ea eu nu mai pot. Bate-mă, 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 omoară-mă, dar iubește-mă cum știi doar tu. Ceartă-mă, 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 fă ce vrei tu, dar alină-mi sufletul, mă. Ale! Bate-mă, 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 omoară-mă, dar iubește-mă cum știi doar tu. Ceartă-mă, 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 fă ce vrei tu, dar alină-mi sufletul, mă. Și de-o fi, Doamne, să mor, am să mor de al tău dor, draga mea. Bine, bine! De focul buzelor tale, care mi-aduc alinare.
bate, mă bate, mă bate, mă omoară-mă. Dar iubește-mă cum știi doar tu. Ceartă-mă, 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 fă ce vrei tu, dar alină-mi sufletul, mă. Bate-mă, 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 omoară-mă. Dar iubește-mă cum știi doar tu. Mușcă-mă, mușcă-mă, bate-mă, omoară-mă.